Pe lângă trotuarul din dale de beton vor fi amenajate și jardiniere. Vor fi amplasate bănci și coșuri de gunoi care să se potrivească cu noua imagine a zonei. De asemenea, sunt prevăzute pe această suprafață și plantări de arbuști ornamentali. Lucrarea, a cărei valoare este aproximată la 491.000 de lei, a avansat în bune condiții, fiind amenajate deja o parte din suprafețele destinate spațiului verde, precum și pavajul din fața cec. La deschiderea șantierului, reprezentanții cita din Zaloserele estimau că lucrările vor fi definitivate în aproximativ 3 luni. Odată cu îmbunătățirea vreme au fost realizate lucrări de pietruire pe diferite tronsoane ale străzilor Gheorghe Pop de Băsești, Câmpului, Mihai Eminescu, Pescarilor și Freziilor. În această lună, în măsura în care temperaturile vor permite pornirea stației de asfalt, sunt prevăzute lucrări de asfaltare pe strada Brădetului, precum și amenajarea a două stații de autobuz pe strada Porolisum.